Băștinașii din Țipova, raionul Răzina, au avut parte de o sărbătoare de suflet cu genericul Veșnicia s-a născut la sat. Aceasta s-a desfășurat în pădurea din Țipova și a fost organizată cu scopul de a promova obiceiurile și tradițiile din satul moldovenesc. Să dăm start unei sărbători cu genericul Veșnicia s-a născut la sat. E o sărbătoare de suflet și astăzi este startul și credem și sperăm că o să facem în fiecare an sărbătoarea asta în ajun de hramul satului. Toată sărbătoarea de astăzi se face cu puterile colectivilor din teren. Când facem repetiții, ne pregăteam de repetițiile generale. Toate, mi-a plăcut că toate solistele ansamblului au avut așa o inițiativă de unde la tot timpul, timp cât ne-am adunat, ele au fost împreună și am organizat o astfel de sărbătoare în satul nostru pentru prima dată. De anume aici, la Țipova, vedem oameni cu chipuri trudite, obosiți, dar plini de viață, dornici de a face lucruri frumoase, de a se încadra în corile noastre. Aș dori ca în toate satele raionului să văd astfel, să vedem, să ne întâlnim cu oamenii, să vedem chiar dacă le pare viața puțin tristă, veselă o fac doar ei însuși, numai prin lucruri frumoase, păstrând tradițiile neamului nostru moldovenesc. Sunt mândră că trăiesc aici, că avem oameni muncitori, plini de viață și totuși plini de optimism. La sărbătoare au cântat mai multe ansambluri din Țipova și Lalova. Sătenii au avut parte de un program distractiv. La eveniment a fost menționat cel mai longeviv locatar din Țipova. La fel au fost menționați și cel mai mic copil, cel mai tânăr cuplu, cele ajunse la nunta de argint și de aur sau chiar depășind-o cu câțiva ani. Ne-a luat din dragoste, în 63, s-a crescut doi băieți mari. Nici nu știu când au trecut aici de ani, nu știu, așa de repede, fugitiv. Viața e complicată și e frumoasă, ea trebuie trăită, trebuie stimat soțul. Dar soțul trebuie să te merge soția la vreme și cu toate acestea, cu răbdare, cu îngăduință, prin experiență mult treci prin experiență. Dar mulțumim noi, le-am învins pe toate. Nu a fost greu în viață cu atâția copii, 9 copii, vă dați seama. El a fost fără tată, eu am fost fără mamă, sprijin n-am avut. Noi am doi și am tot așa am făcut. Secretul ăsta e răbdare multă. Răbdare multă, dacă este răbdare, treci marea. Sărbătoarea a fost pe placul tuturor celor adunați. Este o sărbătoare de suflet pentru toți oamenii din sat. E o plăcere sufletească că două sate din comună s-au întâlnit și se sărbătoresc. Se înțeleg la o vorbă bună și sigur că generația ce vine din urmă, copiii, văd foarte multe lucruri frumoase organizate de maturi și probabil e foarte bine acest lucru că copiii văd și oamenii se petrec în această zi frumoasă. Să ne unim la zile mari și frumoase, să scoatem valoarea neamului în capul mesei. Astăzi, această activitate foarte frumoasă cu genericul Lucian Blaga, Veșnicia s-a născut la sat, este și o chemare probabil a tuturor celor care au o mare dragoste față de Baștine să revină, să ajute, să contribuie. Sărbătoarea este întoi, sunt sigură, uitați-vă, dansează de la mici la mari. Este o inițiativă de bun augur? Foarte bine, frumos, e natură, e frumos, veselie, e frumos, tare frumos. De mult am dorit noi sărbătoarea asta. Sărbătoarea e frumoasă, interesantă, ne odihnim o leacă la pădure, la natură. Sărbătoarea a durat până după orele amiezii. Au participat localnici de toate vârstele. Cei mai mulți dintre ei și-ar dori ca evenimentul să devină o tradiție. Ana Donțu, Ion Apostol, Răzina, fiți la curent!